Pirotehniștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara au participat ieri la o misiune de asanare a muniției rămasă neexplodată din al doilea război mondial. Aceștia s-au deplasat în orașul Călan, unde în zona verde a unui bloc de locuințe au fost descoperite două lovituri reactive tip PG-2, inactive, având o lungime de aproximativ 50 de centimetri. Pirotehniștii au ridicat elementele de muniție în condiții de siguranță și apoi le-au transportat într-un depozit securizat. Loviturile reactive alături de alte elemente de muniție descoperite pe teritoriul județului Hunedoara vor fi distruse în perioada următoare, în cadrul unei operațiuni organizate de pirotehnicienii inspectoratului. Elevii hunedoreni din clasele a 9-a și a 10-a se pregătesc să își aleagă președintele. Alegerea președintelui Consiliului Elevilor se va desfășura în data de 18 octombrie, iar mandatul va fi de 2 ani. La fel ca și parlamentarii în acest sezon de alegeri, liceenii pot apela chiar și la campanii electorale pentru a-și atrage cât mai multe voturi din partea colegilor. Perioada în care liceenii hunedoreni pot să organizeze campanii electorale este 16-25 octombrie, iar aceasta trebuie să înceteze în ziua premergătoare votului. Potrivit calendarului județean de alegeri pentru Consiliul Elevilor, mai întâi au loc alegerile pentru Consiliul Școlar al Elevilor, unde se aleg reprezentanții claselor. Astfel, în perioada 23 septembrie-14 octombrie, candidații își pot depune dosarele pentru un post de conducere în CSE, iar în perioada 25 octombrie-1 noiembrie va avea loc alegerea președintelui și a vicepreședinților Consiliului. Ulterior acestor alegeri, între 11 și 15 noiembrie, are loc sesiunea electorală a Consiliului Județean al Elevilor CJE, la care vor participa toți președinții aleși ai Consiliului Școlar al Elevilor CSE. Candidații pentru funcții în cadrul biroului executiv vor depune dosarele de candidatură comisiei formate din fostul birou până cel târziu în ziua alegerilor și vor susține candidatura în cadrul adunării generale. Un grup de 25 de elevi de liceu din clasele 9-11 vor participa la un proiect inițiat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara. Structura locală a Agenției Naționale Antidrog implementează în perioada 1 septembrie-15 noiembrie 2013 proiectul Fi diferit, fi voluntar antidrog. Proiectul are ca scop creșterea gradului de informare în rândul tinerilor de liceu din municipiul Deva, privind voluntariatul antidrog și riscurile asociate consumului de stupefiante. Obiectivul urmărit în cadrul acestui proiect este dezvoltarea unei rețele de voluntari în reședința de județ care să desfășoare activități de prevenire a consumului de droguri în mediul școlar, în familie și în comunitate. Astfel se va desfășura o campanie de promovare a activităților de voluntariat în domeniul antidrog în toate cele 10 licee din Deva. Beneficiari vor fi cei 25 de liceeni, dar și alte 1000 de persoane din mediul școlar, familie și comunitate.